Următoarele două luni sunt vitale pentru viitorul serviciului de termoficare în sistem centralizat din municipiul Suceava. Primarul Ion Lungu a anunțat că la nivel național a fost constituită o comisie care va analiza societățile de termoficare din țară și care va propune soluții privind viitorul acestora. Între timp, sindicatele din cadrul termic au organizat o adunare generală a angajaților și au cerut explicații de la conducerea unității. Liderii de sindicat susțin că patronatul a pregătit deja un program de restructurare care va afecta 470 de angajați. Deci în urma strategiei prezentate de către conducerea Isotermica în fața Consiliului Administrației și în fața AGA, are ieșit că termica pe huilă ar trebui să nu mai funcționeze și să fie disponibilizați 470 de salariați. Programul de restructurare am înțeles de la conducerea societății, în sensul de la domnul director general, că va fi pus la dispoziția sindicatelor începând din săptămâna aceasta. Deci el este pregătit, a fost pus așa pe sub birouri, pregătit în așa fel încât să fim puși în fața faptului împlinit. Dar nu e nicio problemă, noi știm să discutăm pe un program de restructurare. Sindicaliștii au și o teorie despre viitorul societății termica. Se pregătește centrala pe huilă pentru un eventual investitor fără salariat, doar centrala, doar instalațiile, noi salariații să plecăm în șomaj, acel investitor să ne preia din șomaj cu toate facilitățile care le primește un angajator care preia șomeri, care angajează șomeri, se încearcă să-i se dea unui investitor, o afacere care din start să câștige foarte mult. În schimb, primarul Ion Lungu susține că decizia de conservare a centralei pe huilă și asigurarea termoficării prin funcționarea CAF-urilor a fost determinată de pierderile înregistrate de Societatea Termica și Primărie. Astăzi, pe actuala structură, Societatea de Termoficare, și mai refer la Societatea Surse de Jos, nu mai are nicio șansă de funcționare pentru că costurile sunt foarte mari. Eu sunt alături de salariații de acolo, îi compătimesc, știu ce înseamnă un loc de muncă, dar mai mult de atâta nu putem face. Deci așa vreau să vă spun cu toată sinceritatea că am, lungit-o prea mult, am făcut tot ce este posibil și n-am nimic să ne reproșez eu ca primar, tot ce este posibil să salvăm această societate, să salvăm, numărul locurilor de muncă, patrimoniul de acolo. Nu pot sacrifica un oraș pentru 300 de locuri de muncă de la termica. Actualele societăți de termoficare nu mai au nicio șansă de funcționare. Au supracapacitate, costuri foarte mari, costuri care nu se închid niciodată, ba mai mult, n-au nicio perspectivă de supraviețuire din punct de vedere al exigențelor pe linie de mediu. Primarul Ion Lungu spune că prin funcționarea CAF-urilor prețul gigacaloriei va rămâne același, dar că vor scădea costurile societății de termoficare. Mergem pe CAF-uri pentru că cheltuielile cu fixe, cheltuielile cu terenurile, cu amortismentele, cu salariile, cu siguranță, sunt mai mici la CAF-uri. Eu zic că dacă în două luni de zile comisia care a fost desemnată nu vine cu o propunere concretă, trebuie să luăm noi în Consiliul Local o propunere concretă. Șeful administrației locale a afirmat că centrala pe cărbune va fi conservată pentru a putea fi repornită în cazul în care se găsește un investitor dispus să preia societatea de termoficare.